Duminică 15 martie, AHC Dunărea Călăraș va disputa penultimul meci acasă din sezonul regulat în compania celor de la Poli Timișoara. Partida se va desfășura începând cu ora 18 în sala polivalentă din municipiul Călăraș. Accesul spectatorilor în sală va fi interzis ca măsură de prevenire a extinderii epidemiei COVID-19 în țara noastră. Vorbește un pic despre meciurile din această săptămână. Sunt niște meciuri grele, având în vedere jucăm la Constanța, o echipă foarte bună, cu jucători buni. Mergem cu gândul la victorie, sperăm să luăm cele 3 puncte ca să urcăm în clasament, că meciul de săptămâna trecută ne avantajează pe noi, că Steaua a pierdut, noi am câștigat și suntem mai aproape de ce poziție vrem să ocupăm la sfârșitul campionatului. Aveți colegi accidentați, veți merge în formulă completă, cum este echipa? Da, suntem ok, sunt câteva accidentări, dar minore, o merge toți, o să încercăm să ne refacem până atunci cât de bine putem și să abordăm meciul la victorie. La ultimul meci s-a jucat fără spectatori, este o măsură instituită în ultima perioadă pentru evitarea extinderii epidemiei COVID. Voiam să întreb, această măsură se va menține și la meciurile următoare, ce știți? Din păcate, se va menține această măsură. Nu ne este foarte greu fără spectatori acasă, pentru că când ne este greu și nu avem moral și puterea de a trece peste momentele grele de meci, ei sunt al optelea jucători și în vedere la meciul cu CSM-ul le-am simțit foarte mult lipsa și ne-am fi dorit să fie alături de noi și să ne bucurăm împreună de această victorie, că până la urmă pentru ei venim la sală, pentru ei jucăm și să îi facem pe ei fericiți. Pe ce poziție se află în momentul de față AHC Dunărea Călăraș? Noi momentan ocupăm locul 7, suntem la un punct de locul 6, la 2 puncte de locul 5, la 3 puncte de locul 4, deci avem toate șansele să urcăm. Dacă vom face o victorie la Constanța și rezultatele o să ne ajute, o să urcăm foarte mult în clasament. Noi vrem să jucăm, să ne facem jocul, să ieșim sănătoși, că asta este cel mai important pentru meciul de duminică, că acel meci contează pentru a nu urca Timișoara peste noi. Și eu zic că o să e o săptămână grea, într-adevăr, antrenamente, deplasare acasă, dar eu zic că o să facem o figură frumoasă și la Constanța și acasă și ne vom bucura la sfârșitul săptămânii de rezultatele muncii noastre. Obiectivul echipei ar fi? Play-off-ul, 100%. Play-off-ul, iar după aia vom vedea ce și cum ne clasăm, de unde pornim și câte puncte pornim, că asta e cel mai important. După aia vom vedea. Mai sus, noi am vrea să terminăm mai sus de locul 5, pentru că am trecut, am terminat pe 5 și noi am vrea să terminăm cât mai sus. Dar vedem. Noi suntem puțini, trebuie să ne refacem și după aia vom vedea. Să vă întoarceți victorioși de la Constanța. Doamne ajută! Dacă nu se va putea, vom lua cel 3 puncte acasă. Dar eu zic că, în vedere că nici Constanța nu trece printr-o perioadă bună, am putea profita de această chestie. Noi venim după 4 meciuri cu victorie. Eu zic că moralul în plus este la noi. Spune câteva cuvinte despre meciul de săptămâna trecută. Am avut meciul cu CSM-ul de aici de acasă, un meci destul de dificil, o parte din meci l-a făcut dificil și aportul suporterilor, deoarece ei nu au putut să fie prezenți la sală alături de noi. Noi am aflat asta doar cu câteva minute înainte de a începe jocul, am văzut sala goală și asta a contat pentru noi. Dar una peste alta sunt mulțumit că noi am reușit să câștigăm și am reușit să obținem cele 3 puncte, chiar dacă CSM-ul a venit cu o echipă tânără și chiar foarte bătăioasă. În aceea situație s-au aflat și spectatorii, la fel au aflat cu câteva minute înainte de începerea meciului că nu le va fi permis accesul în sală. Măsura, din câte am înțeles, va fi menținută și la următoarele meciuri. Vorbește-mi despre meciurile pe care le aveți de disputat în această săptămână. Da, așa am înțeles și eu. Și meciul de la Constanța și cel cu Timișoara de la noi acasă se vor disputa tot fără spectatori.
Este o măsură luată, nu știu, te poți îmbolnăvi, Doamne ferește, și la cumpărături dacă mergi. Și acum, dacă asta a decis cei de sus, noi ce nu putem să facem nimica. Urmează o deplasare foarte dificilă la Constanța. Se resimțim puțin oboseala deoarece am avut meciuri din 3 în 3 zile și chiar se simte. Nu poți să pregătești la fel de bine meciul, ești pe drumuri, ești asta, dar asta e meseria noastră și până la urmă trebuie să ne adaptăm. Da, urmează meciul cu Constanța, un meci foarte dificil. Am înțeles că tot fără spectatori vor juca și ei acasă. Vom merge acolo să luptăm până în ultimul minut și să reușim să obținem cele 3 puncte. Iar duminică cu Timișoara acasă, la fel vom face, nu ne vom da la o parte și vom încerca să ne sprijinim unul pe altul, încă să nu resimțim oboseala. Cum simți moralul colegilor tăi? Sunteți pregătiți pentru un nou meci? Toți colegii mei văd ca un moral bun. Ne simțim foarte bine toți împreună. La antrenamente se muncește din greu și sper că vom reuși să obținem ceea ce ne-am propus până la final. Să înțeleg că veți merge la Victorie cu Constanța și apoi cu Poli acasă. Normal, la fiecare meci vom merge cu Victorie, indiferent că jucăm cu Vaslui, Făgăraș sau Constanța sau Dinamo. Dacă vom juca la fel de bine și ne vom sprijini unul pe altul, ne vom încuraja, eu cred că vom reuși să obținem o victorie frumoasă și la Constanța.